Bună ziua, oameni frumoși bine v-am regăsit! Astăzi vom face etalarea dragostei pentru perioada 15-28 februarie 2022. Etalare pentru Zodia Capricorn, ascendent lună în Zodia Capricorn. Și să vedem cum veți sta cu dragostea voi în perioada aceasta, în ultima parte din luna februarie, luna iubirii. Văd că sunteți foarte curajoși și puternici în perioada aceasta. Haideți să vedem care este energia primei săptămâni. Și aici avem optul de cupe. Da, veți da dovadă de foarte mult curaj și de răbdare. Pentru că chiar dacă sunteți mulțumiți cu ce ați obținut în dragoste până în momentul actual, simțiți că totuși a venit momentul să faceți pasul următor. Și dacă persoana iubită nu este de acord cu ceea ce vă doriți și voi, preferați să mergeți singuri pe acest drum. Vă o despărțire, dar poate fi vorba și de faptul că o relație trece prin anumite încercări și vă simțiți la o răscruce de drumuri, foarte posibil să aveți de-a face și cu un semn de apă, rac, scorpion, dar au intervenit anumite probleme pentru că aveți de-a face cu o persoană încăpățânată și simțiți că bateți pasul pe loc, deși s-ar putea mai mult de atât în relațiile acestea. Odată ce voi faceți schimbarea, da, faceți un pas bun, nu vrei să te schimbi, nu vrei să facem ceva serios împreună, eu te las. Pentru că na, am o vârstă, îmi doresc și o familie, copii, îmi doresc stabilitate. Odată ce faceți lucrul acesta, o să vedeți o schimbare radicală la persoana iubită care parcă devine așa mult mai hotărâtă, mai determinată, mai se maturizează deodată și își va dori stabilitate. Deci o să vă spună că nu își vede viața fără voi și că își dorește mai mult. Dar pentru asta parcă faceți un sacrificiu, un prim, prim pas, adică, bun, vă asumați lucrul acesta, că e posibil să refuze sau e posibil să trebuiască să mergeți mai departe singuri. Riscul acesta pentru unii dintre voi o să aducă o bucurie extraordinar de mare. A doua săptămână aduce o un șase de spade aduce o schimbare vă este frică de ce vă rezervă viitorul pentru că veți fi nevoie să faceți foarte multe sacrificii din multe puncte de vedere dar să, ști, să știți, că se merită într-adevăr poate aveți de face cu o persoană care se victimizează foarte mult care este nemulțumită tot timpul dar comunicarea ajută foarte mult aici văd și o suferință în dragoste puteți fi voi cei care v-ați de anumite lucruri și vreți schimbările acestea, acea energia care continuă în a doua săptămână, da? O să stați și o să vă gândiți foarte mult, o să analizați foarte mult, de aceea v-am la bun început că va trebui să aveți răbdare, dar și curaj să faceți anumite lucruri. Posibil să aveți de face și cu semne de aer, gemen, în balanță vărsător. Ei bine, sacrificiul pe care îl veți face și faptul că treceți prin multe greutăți și prin multe încercări o să vă aducă multă satisfacție, pentru că Suferiți cât suferiți, dar după aia stați și vă gândiți că totuși ar fi bine să ieșiți din zona aceasta și să fiți fericiți. Dar foarte posibil să vină și schimbare din partea persoanei pe care o iubiți. Provocarea vine cu doiul de spade. Nevoie de a lua o decizie și incapacitatea de a lua această decizie. Da? Vă simțiți ca între cefan și nicovală. Nu știți ce să faceți. Să acceptați situația pe care o aveți așa cum este, în care v-ați obișnuit deja, sau pur și simplu să încercați o variantă nouă, încercați să, cum, să socializați mai mult, să puneți accent mai mult pe voi, poate unii, să vă maturizați. Da, e o relație aici, discuții în casă, mai ales între persoanele care sunt deja căsătorite sau care locuiesc împreună discuții în contradictorii, parcă trebuie să luați o deci sau o decizie de a vă muta și aici poate fi o provocare, să vă mutați împreună sau să duceți relația la un alt nivel. Sau aici se mai pune accent pe faptul că ori persoana iubită, ori voi, chiar să fiți nevoie să vă schimbați ca lucrurile să înceapă să meargă mai bine, pentru că v-ați format un stil de viață ori voi ori altă persoană și nu-i convine celuilalt. Va trebui să luați o decizie. Sunt situații în care vă aflați așa parcă pe muchi, de cuțit, trebuie luată o decizie, trebuie făcută o schimbare în situațiile acestea. Surpriza vine cu patru de spade, care aduce liniște în viața voastră. Adică, dacă sunteți genul de persoane mai uh, impulsive, să știți că veți trece printr-o perioadă în care veți fi foarte pasiv. Bun, fie ce o fi, asta e, aștept și discuțiile vor fi mult mai calme, veți avea parte și de pauză sau de o perioadă în care să vă relaxați mult mai mult, poate ați fost și foarte ocupați, poate, -ați, poate ați muncit foarte mult la relația aceasta să funcționeze și ajungeți într-un punct în care vă decideți să nu mai faceți absolut niciun pas și o să vedeți schimbare din partea persoanei pe care o iubiți. În schimb, provocați pe altcineva. Dacă aici a intervenit o persoană la un moment dat, fie din familia lui, în familia ei, sau o persoană oricare ar fi din afara relației, e acea persoană, văd că mă regret, primește vești, că sunteți foarte bine, că vă iubiți foarte mult și nu-i convine. Și e foarte posibil să-și dea rama pe față și să vă dați și voi seama cine este această persoană care v-a făcut rău sau care s-a împotrivit foarte mult relației pe care o aveți. Dacă vor fi împăcări sau nu, aici avem un patru de cupe, prea multă suferință și a fost, e ca o șansă ratată, orică vă imaginați voi că lucrurile pot decurge într-un anumit fel și nu o să se întâmple lucrul ăsta, orică veți afla anumite detalii care vă mâhnesc, vă, nu că vă supără neapărat. Dar situația nu decurge așa cum v fi imaginat sau cum v-ați fi dorit voi. Anumite secrete vor ieși la iveală. Apare ca un noroc, dar poate fi un nou început. Sau când vă pierde speranța că nu mai este nicio cale de împăcare și nu se mai poate face absolut nimic în relațiile acestea, veți fi surprinși să vedeți că de fapt se poate. Apare așa ca o împăcare inexplicabilă, neașteptată. Și de data aceasta să fie după această împăcare relația să fie mult mai matură, să uh, decurgă mult mai bine. Foarte posibil să aveți de -a face și cu semne de apă, Rac, Scorpion, Pești. Pentru persoanele aflate într un trio amoros, avem Cavalerul de Cupe, foarte multă dragoste. Dragoste plutește în aer, vorbim de împăcare, vorbim de faptul că o să căutați soluții și variante să vă întâlniți cât mai des cu persoana pe care o iubiți multă intimitate, văd aici și discuții productive, da? vă faceți planuri de viitor împreună, simțiți o legătură atât de specială și frumoasă pe care încât nu vreți să o rupeți. Dar cineva suferă din toată povestea aceasta. Orică e dorința voastră de a primi mai mult și situația s-a schimbat, ori ați suferit foarte mult până să ajungeți în punctul acesta, pentru că persoana cu care sunteți face parte din destinul vostru, dar văd foarte multă intimitate, deci veți petrece mult timp sau mai multe zile sau mai mult timp da, cu persoana pe care o iubiți. Vor mai fi și anumite discuții mai minore. Sau uh, o să mai fiți așa un pic păcăliți, sau veți încerca să aflați mai multe lucruri, sau veți face o surpriză, sau veți fi surprinși de persoana iubită, da? Vă face, nu știu, o seară romantică, să petreceți o seară romantică, deși mai apare și o oarecare suferință. Suferința este că nu vă puteți trăi dragostea la maxim, pentru că mai este și altcineva implicat. Dar cu toate acestea, găsiți puterea și tăria de a vă vedea de calea voastră, de dragostea voastră și trăiți momentul. Pentru persoanele singure avem un 8 de bute care aduce multă comunicare. Foarte posibil să fie vorba și de anumite relații care nu s-au încheiat sau o prietenie să se transforme într-o poveste de dragoste. Vă vedeți cu cineva în perioada aceasta, vă vizitează, vă dă un semn. Dar nu, e o persoană care vă vine în casă sau în apropierea voastră și vă curtează. O să simțiți o conexiune specială cu persoana aceasta, deși nu prea vi se leagă așa anumite lucruri în, în minte. Simțiți că ceva nu este în regulă, că urmărește ceva, sau vă simțiți mințiți, că vi se pare așa prea de tot, sau de când uh, schimbarea aceasta. Dar o să vă mărturisească: e posibil ca această persoană să vă, vize să vă vizeze de foarte mult timp, să vă dorească de foarte mult timp, dar nu ați luat-o în considerare pentru că a fost ori. Un simplu, o simplă colegă, coleg sau uh, prieten, da, cunoștință, dar se poate înfiripa o adevărată poveste de dragoste, neașteptată, pentru că lucrurile vor decurge foarte rapid. Pe de altă parte, vor și situații neîncheiate, atunci când v-ați gândit că gata, o relație s-a terminat definitiv și e momentul să vă vedeți de viață, să vă găsiți pe altcineva. Să reapară, să vă dea un semn persoana din trecut care să vă dea viața peste cap. Oricum o să cereți niște explicații, chiar dacă ar fi să vă caute și vreți să înțelegeți intenția. Ce intenție vine de data aceasta? Bun, dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. Pa, pa!